Situație revoltătoare în cadrul CFR, după ce mai mulți angajați ai companiei din mai multe zone ale țării au fost prinși băuți în timpul serviciului. Cazul cel mai grav este cel al unui paznic de barieră care avea o alcoolemie de alcool cu mult peste limita legală. Aceștia riscă acum să ajungă după gratis. Doar de la începutul acestui an, polițiștii de la transporturi au depistat 10 cazuri de angajației CFR beți în timpul programului. Un pasnic de barier a reușit performanța de a înregistra o alcoolemie de 1,39 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Autoritățile au fost sunate de un martor care le-a transmis că bărbatul se află în stare gravă de alcoolemie. În total, polițiștii au controlat cu etilotestul 925 de angajați ai companiilor feroviare cu atribuții în siguranța circulației, precum și 101 mecanici de locomotivă. Dintre aceștia, 9 au fost prinși în flagrant, iar 7 dintre ei au trebuit chiar să fie duși la spital. Acest fenomen e tot mai des întâlnit în rândul personalului de la căile ferate. Un alt angajat a fost descoperit în Timișoara cu o alcoolemie de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. La Giurgiu, un șef de stație a chemat poliția după ce un coleg s-a dus la muncă beat în urma investigațiilor, fiind descoperit o alcoolemie de 0,66 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În Gorj, doi angajați erau atât de beți încât nici măcar nu s-au mai chinuit să se ducă la muncă. La scurt timp după aceea au fost prinși în timp ce consumau alcool. Un angajat al serviciului feroviar poate face mulți ani de închisoare dacă bea în timpul programului. Dacă alcolemia depășește un nivel de 0,8 mg pe litru alcool pur în sânge, pedepsa cu închisoarea se poate situa între 2 și 7 ani, iar dacă acest lucru cauzează un accident, pedeapsa cu închisoarea poate ajunge și până la 10 ani.